Arabă stă pe un butoi cu pulbere după filmul american care îl ridiculizează pe profetul Mahomed și de parcă nu era de ajuns, un nou scandal riscă să provoace noi violențe. De această dată în Franța, unde o revistă satirică a publicat noi caricaturi cu profetul Mahomed, iar într-unul dintre desene, profetul este înfățișat într-un scaun cu rotile. Autoritățile se tem acum că în țară vor izbucni proteste violente, la fel ca cele generate de filmul Inocența musulmanilor. Ca urmare, ambasadele, consulatele și școlile franceze din 20 de țări arabe vor fi închise. În noiembrie, sediul publicației franceze a fost incendiat după publicarea unei caricaturi asemănătoare.